Când ai fost prima dată la, nu știu, la muncă în vie, efectiv, câți ani aveai? Cred că 7 ani, 8 ani. Bine, acum nu la muncă, să ne imaginăm. Da, era, te luau părinții și puteau să te lasă singur acasă și... Exact. Dar oricum te plictiseai acolo și de voie, de nevoie, mai puneai mâna pe, nu știu, pe o sapă, pe un strugur, pe ceva. Ne jucam, ne băteam cu struguri, nu pot să zic, da, știți? În momentul în care de dimineață te trezesc părinții, hai că după aia o să fie cald și trebuie acum dimineață să lucrăm, să... Uh-huh. Ești copil. Adică problema era trezitul dimineața, exact. asta era mare problema, era cel mai nasol. Da. După care ușor, ușor, pentru că de muncit am fost învățat și sunt mândru, adică pentru mine munca e... De asta unele persoane cu depresii, care, nu știu, pe mine nu mă ajunge, n-are timp să mă ajung depresiv. E leneș pentru mine depresia asta în urmă. Ca să fii depresiv trebuie să ai timp să te gândești la ceva, tu n-ai avut. Da. De faptul că ai lucrat, știu eu, din mic, pentru că, într-adevăr, la 7 ani nu făceai mare lucru, dar ulterior, la 10, 11, 12 ani, deja cred că erai om de bază acolo pe Podgorii. Ulterior? Faptul că ai lucrat din mic te-a ajutat după aceea când ai ajuns în Spania, când te-ai apucat de lucru propriu zis, de munca profesionistă? Da, eram obișnuit cu munca. Iar eu când am plecat în Spania la vârsta de 17 ani, plecat în clasa 11-a, n-am mai reușit să termin a 12-a, am plecat în Spania. Tatăl m-a sunat și mi-a zis, vezi că ți-am înghețat anul, te aștept să termini clasa 12-a pentru că o să vezi că o să-ți fie de ajutor, o să-ți fie nevoie liceul terminat. Și nu l-am luat eu în considerare pe tata. Unde am ajuns în Spania, am ajuns în construcții. În construcții o muncă foarte grea. Un domeniu nou pentru tine. Domeniu nou, salahor, muncă. Muncă și am zis, un an voi sta... Îmi voi lua o garsonieră, ceea ce am și reușit. Mi-am luat o garsonieră când m-am întors. M-am dus, evident, înapoi la liceu. Am terminat liceul. Ce credeți? Am făcut 18 ani. Am dat de permis de conducere și trebuia și o mașină. N-aveam bani. Iar în Spania. Am plecat în Spania și am mai stat 2 ani, 4 ani, 6 ani, 8 ani. 8 ani. Deci nu făcuse bani pentru mașină sau? Ba da. Sau ți-ai schimbat planul? Mașină, da, s-a schimbat planul. Adică dacă am terminat liceu, am zis ce să mai fac în țară. Da. În 2005 am plecat la 17 ani, deci m-am întors în 2006, 2007, cam prin 2008 pe acolo. Nu prea era mare lucru. Abia aderase prin 2007, dacă nu în România, la UE. Uh-huh. 2007, da. Deci au fost niște ani în Spania atunci când chiar se câștiga. Chiar munca era... Comparativ plătit. Cu România era mult mai bine. Da, da. Și cumva am și simțit că nu se mai putea. Practic i-am zis șefului, când i-am zis că o să plec în România, mi-a zis să spunem cât vrei să-ți mai dau la salariu. Și zic, nu vă supărați. Eu am socotit un an de zile, undeva la 15.000 de euro puteam să-mi adun. Deci mulți știu care sunt plecați în străinătate. 15.000 de euro, ori 8 ani, 120.000 de euro. 120.000 de euro. Care își vinde 8 ani din viață pentru 120.000 de euro? 8 ani din viață. Vinde cineva? Da, e discutabil. Depinde de vers. Pentru că la un moment dat toți lucrăm și strângem niște bani și unii strâng mai puțin. Nu se poate spune despre ei că și-au vândut. Și adică tu ai trăit acolo. Nu e ca și cum ai stat doar la muncă și n-ai făcut nimic altceva ca într-o închisoare. Ai avut o viață. Doar că aveai un salariu mai bun. În zona în care am stat greu. Mm. Da. Bun, asta a fost în Guadalajara, dar la un sătuc, la vreo 80 de kilometri de Guadalajara. Okay. Și în satul ăla, într-o fabrică de granule pentru animale, uh-huh. cumva izolați. Da. Eu am plecat în ideea de a face bani și am întoarce în România. Erai cu obiectiv fixat, că exact. Trebuie să te întorci în România. Dar după aia, cum să zic, an de an în Spania, mi s-a făcut un dor de țară din ce în ce mai mare. Uh-huh. Vorbind cu cei rămași în România, nu ai pentru ce să te întorci, rămâi acolo. Dar nu știau cei din țară cum... Am înțeles. Bun, deci tu ai lucrat 8 ani acolo, ai strâns o sumă de bănuți acolo frumos și ai venit în România cu... Care a fost planul tău? Care era să-mi ideea ta de afacere? Să deschid o afacere, dar nu în viticultură, nu în edificație nici de cum. Ce aveai? Ce aveai? Ce aveam? Am studiat un pic piața cu prieteni să văd în ce... Vreau să-mi iau buldoi scavatoare, vreau să-mi iau tir, pentru că... diverse alte activități, alte... Și am gândit la modul că terenurile nu se vor, niciodată nu se vor devaloriza, nu vom pierde bani pe teren. Și am văzut diferența de
teren din Spania cu cel din România, cât este de fertil terenul nostru. Și am cumpărat teren. Acum ce pun pe teren? Zic vie, dar nu mai pun vie pentru vin, struguri de vin. Nu mai voi. Avea o problemă cu munca aia. Cumva da, știam cât de mult de muncă este. Trebuie să te implici. În plus, acum am început, cu ani în urmă, să aplice din ce în ce mai multe tratamente pentru protecția plantelor, viție de vie. Și nu costă în plus cunoștințe. Și am zis, voi planta struguri de masă, strugurii de masă nu sunt pentru vinificat, ăia o să-i vând în toamnă, nu o să mai am treabă fără cu vinul. Fără de cap, s-a făcut via, ai scos banul, nu stai să aștepți cu butoaiele, cu sticle. Exact. Așa am și făcut. Am cumpărat, am plantat 2 hectare în 2015, am plantat 2 hectare cu viță de vie de masă. În zona Hușului. În zona Hușului, da. Și o viță de vie plantată trebuie să treacă 3 ani până intră pe rod, până culegem struguri. Și de probă zicem că o să dea undeva la 20% din producția din capacitate. Capacitate. Și timp de 3 ani până a intrat pe producție, am mai cumpărat terenuri. Tot cu viță de vie, deja plantată, dar vie bătrână, cu struguri mixte și de vin și de masă. Ca să valorific acele terenuri, am ajuns cu struguri de masă și de vin pe piață. La piață, efectiv, cu lădița, mulțumesc mătușei mele, m-a ajutat 3 ani de zile cu vânzarea, iar eu cu tatăl, cu lădițele printre rânduri, că, fiind un amestec în vie, trebuia să culegem. Otonelul, separat, ceaslaua, aligote, fetească, regal și așa mai departe. Aici am și învățat soiurile, pentru că tatăl îmi spunea, ia uite, vezi că ai pus un mătuș acolo, în loc de un otonel, ai pus un șaslașe, începe lumea când cumpără, nu mai are aroma de otonel. Și când a intrat pe rod plantația nouă înființată, deja aveam mai multă producție. Nu mai puteam vinde la piață. Chiar nu mai puteam vinde la piață. E și greu să vinzi struguri în piața din Huș. În Huș am venit la Vaslui, să știți. În Vaslui am fost un an după care am venit la Vaslui. La Vaslui se vindea bine. Se vindea bine, dar deja producția era mai mare. Eu aveam în gând, zic, o să trebuiască să-mi fac o hală frigorifică unde o să am control de temperatură și umiditate, să pot păstra strugurii până aproape de sărbători. Cam asta a fost ideea mea de la început în afacerea asta. Da, da. Unde aveam plantația era este la 1 kilometru de șosea. O mică pățane, să vă zic, într-un timp scurt, a fost cu dubița tatălui meu, care era foarte frumoasă și l-a apreciat foarte mult. Am rămas în potmoliț, a plouat. Trebuiau oamenii să ne ajute, să împingă la dubiță. Și am explicat, vedeți, pe la colțuri, să nu bontănească. Da, da. A ajuns la șosea, cum e reclama aia cu tortiții. Așa a ajuns după. Și zic, ok, dar put mai bine tot ei. Păi după ce te-am scos, acum ani ei pe noi. Că... Și m-am spărat, zic, nu, trebuie să caut o soluție, să vin mai lângă șosea. De aici pot să spun că am văzut acea casă. Ajungem la casa celebră, că de fapt asta, cam ăsta era subiectul despre casa cu beciu ascuns. Și casa aia, nu știam nimic, eu la vârsta aia nu știam nimic. Era o casă. Toți ai luat casa ca să locuiești în ea sau care? Nu, mi-am luat casa, vă zic acum, mi-am luat casa ca să mi fac hala aia frigorifică, pentru că era la șosea, la drumul județean, între municipiul Huș și Comuna Pădurele, exact la mijlocul distanței. Și am luat-o pentru hala frigorifică. Am văzut niște stâlpi cu curent pe acolo, undeva la 70 de metri de casă, pentru că ei n-au avut curent acolo, nici o casă, sunt 3 case acolo. N-au avut și nici acum nu au curent. Și zic, ok, voi trage curent, voi ridica hala, până acolo zic să iau legătura cu bătrânica. Am văzut o bătrânică că a intrat în curte. Curtea plină, cu copaci, umbră, ca un mic colț de rai, pădure. Era... Și am intrat după bătrână, să rămâne, doamnă, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Am fost un pic uimit faptul că doamna avea un accent dialectul diferit. Nu era de moldovean, era zona Bucureștiului, să zic așa. Nu știam exact de unde e. Zic, nu cred că am dat peste persoana care e proprietar aici. Dar vorbind cu dumneai, mi-a zis că mama ei a murit. Deci bătrâna cu care am stat de vorbă avea 87 de ani, a murit Dumnezeu să ierte anul trecut. 87 de ani avea și mama ei murise câțiva ani. Și ea a venit să mai trăiască acolo câțiva ani, să stea liniștită unde a copilărit.
Dar o ajunsese bătrânețele și pe ea și a zis că se va duce la Piatra Neamț. Am prins un moment când chiar ea cumva vroia și nu vroia să renunțe la casă, pentru că era legată sufletește. Da, da, da. Un loc al copilăriei. Prima oară mi-a zis, pentru ce vrei să iei? Adică, eu acum zic, bă, da, vreau să o cumpăr, adică nu știu ce loc prost, mai au întrebările astea, pentru ce vrei să iei casă. Și am zis, doamnă, am plantat cu v-am povestit dumneavoastră, vreau să fac o hală frigorifică, pentru că samsari, acolo am ajuns să vând strugurii de masă, da, sub, intermediarii câștigă mai mult ca noi producătorii, nu mai vreau să vând lor, nu mai pot la piață cantitatea mare și atunci sunt nevoit să fac o hală frigorifică. Da, nu vrei tu să faci vin, ia uite, știi beciul? A, nu-mi trebuie beci, nu-mi trebuie vin, nu vreau să aud, nu, nu. Păi și ce să faci? Unde faci ala? Zic, dărâm casa, fac cum să dărâm casa? Aoleu, nu, nu mai vând. Nu, da. Când am auzit că nu, o fac mai la vale, o, auzi, puștiule, mai treci pe săptămâna viitoare, că nu vroia, deci, doamna nu vroia să dărâm casa. Și am mai trecut, de fapt am vorbit în familie, zic, am găsit acolo casă și alt de unchiul meu fiind mai mare, în vârstă evident, îmi spun, măi, dar tu știi casa aia ce are sub ea? Un beci. Dar ai intrat în beci? Nu. Că nu vreau, ci mie nu trebuie beciu. Strugurii de masă în beci, intră putregai, umiditate, nu au, nu se pot păstra. Și zice, hai să mergem împreună, hai că și eu sunt curios să-l văd, că știa de la tatăl, de la acel bunicul. Beci era cunoscut în comunitate, știa casa aceea. Foarte, foarte cunoscut, dar de oameni în vârstă. Da, de oameni în vârstă. Și a venit un tiu, am fost cu el, mi-aduc aminte un telefon Nokia cu lanterna aia de aprindeai. Și mergeam prin beci. Nu vă imaginați că are 100 de metri, are vreo 20 ceva de metri, dar arcada și construcția în sine, cum este făcută cu cărămida și mucegai nobil, negru, care mi-au intrat după aia mulți domni ingineri și mi-au zis, băi, să nu cumva să te apuci de periat, cărămizile astea se apară nou. Nu zic, am fost și eu totuși plecat prin spană, am văzut ce înseamnă un pic de rustic, dar nu e vorba de rustic, e vorba de temperatura care e constantă în beci, că tipul ăsta de mucegai. Da, da, după aia zic, ok, sunt treburi interesante, importante, care trebuie să le valorific. Și am ajuns cu doamna din nou să negociem acum. Doamnă, nu mai dărâm casa, mai ales beciul, nici de cum. Am cumpărat acolo. N-am mai reușit să fac hală frigorifică pentru că bănuții trebuiau mulți bani. Ulterior am aflat stâlpia cu curent. Era media tensiune, trebuia transformator, variator, un alt stâlp separat. Cablurile mă costau undeva la 40.000 de euro. Deci multe investiții. Multe investiții. Da. Diferența de nivel de la șosea este foarte mare până, deci îmi trebuiau construcții. Și am început ușor cu o construcție pentru cramă, să zic așa, micuță, da? Cu utilaje acolo, cu mai multe. Nu am gândit crama mare. Și într-o seară am locuit acolo 7 ani cu soția, fără curent. În casa respectivă? În casa respectivă, da. Atâta liniște cât am avut, atât de bine ne-am cunoscut. Stai așa puțin, de 7 ani de zile fără curent? Da. Și mulți din huși spuneau, bă, copiii erau, ori n-au minte, ori nu știu ce fac acolo, dar săracii se chinuie. La ce vârstă aveai când te-ai mutat acolo? Scurios. Păi, dacă m-am întors în 2014, aveam 26 de ani. La 26 de ani, da. 26 de ani, nu, oricum nu eram cu Facebook. Da, dar pe asta zic că tinerii la 26 de ani nu mai liniște nu caută. Da, sunt cu... am avut nevoie de liniște pentru că 8 ani în Spania am avut Facebook, am avut muncă, am avut de toate acolo. Nu. Și aia am început cu comentarii, mie nu-mi plac comentarii, vai, sunt în locația respectivă pe Facebook, în poze și așa mai departe. Nu, sunt tip mai neapărat retras. Mie îmi place să stau printre oameni de la care să învăț. Am înțeles. Ăsta e obiectivul meu, să mă duc cât mai sus, să simt că în viața asta trăiesc pentru ceva constructiv, ceva de perspectivă. Și 7 ani de zile... 7 ani de zile acolo am stat, am citit cărți acolo, mi-am dezvoltat un pic cultura generală, pentru că în Spania nu am avut timp,
mai ales în zona aia cu spanioli, cu oameni care munceau fizic. Și... Bun, deci practic tu ai trecut de la vânzarea de struguri de masă la fabricarea vinului doar din cauza acelui beci, pentru că era foarte profitabil, nu? Adică era bun pentru vin și nu era bun pentru conservat struguri. Practic am trecut pentru că nu mai puteam face bani din strugurii de masă. Uh-huh. Pentru că intermediarii câștigau mai mult decât mine. Eu nu puteam să-mi fac hala frigorifică și atunci m-am enervat, zic că o să fac ceea ce știu de mic și am făcut vin. Dar foarte mult ne-am chinuit. Trasul latească este o vorbă la noi în Huș, trasul latească, ai terminat de tras latească și spre saie cu șurubul vertical, tragem latească. Tragem la teasc, tragem la teasc, tata, ce să facem? Și am tras la teasc, am făcut vin, l-am pus în beci, un beci în care temperatura e constantă, a ieșit un vin foarte bun, foarte bun. L-am vândut în vara aia, din beci, când ieși cu o sticlă de vin, imediat condensul, deci e brumată, să zicem. Ce cantitate de vin ai avut? Inițial 6.000 de litri, ceva de genul, 6-7.000 de litri. Cantitate destul de însemnată. Da, pentru că la 4 hectare care le aveam deja, da, mai vindeam din struguri pentru vin clienților care își doreau sau de masă inclusiv, dar să vă zic că nici așa nu ieșeau, nu era ok cu afacerea, că nu era afacere. Și am avut o surpriză într-o seară, un e-mail a primit soția, ea terminând masterul în biotehnologii moleculare și celulare la ICUSA în Iași, un e-mail în care spunea că dacă aveți un plan de afaceri să-l depuneți pentru un eventual câștig la un proiect în valoare de 100.000 de euro. Pe fonduri europene, da. Fonduri europene prin facultate. Uh-huh. Și nerambursabile. Soția mi-a arătat, dar n-am văzut o reacție de la ei. Și zic, cum, da? Ia uite, asta e o rază de soare pe strada noastră. Da. Păi și ce să scriem la? Păi ce face? Adică de unde am început și unde vrem să plecăm. Că ușor, ușor am văzut. Fiind apreciat vinul, deja eu mă simțeam stresat pentru că, zic, următorul an cum o să-mi iasă vinul atât de bun? Pentru că l-am vândut repede. Și ușor, ușor am început să învăț în a vinifica. Chiar am dat bacul, eu am plecat și nu am mai dat bacul. M-am apucat, am dat bacul. Acum sunt în ultimul an la horticultură. Învăț, absorb comburete. Pe partea asta de m-am dus, dus. Te-ai specializat pe... Am practică, dar și teoria trebuie. Una cu alta iese. Și am făcut, am întocmit planul ăla de afacere, am scris tot ceea ce v-am povestit. Inclusiv am luat legătura cu domnul profesor de istorie Costin Clit, cu domnul Sergiu Suhăreanu, un domn care știe foarte bine istoria locului. Local. Și au venit, înainte de a construi totul, o să vedeți prin poze câte am, înainte de a construi hala, casa, a consolida acolo totul, eu eram sceptic în mai multe povești care mi le-a spus bătrâna. Eu nu o băgam în seamă, zic, ok, bătrâna are o vârstă, o fi, Doamne iartă-mă, senilă, eu copil la 26 de ani. Te-a descurajat? Ți-a spus ceva că nu merge, nu va merge? Da. Da, inclusiv de când am plecat din Spania, unde te duci în țara, să zice. Nu, eu cred că dacă îți dorești ceva, indiferent unde te duci, nu contează țara. Dar mai ales că tu ești român, vii în țara ta și cunoști limba, cunoști... Sunt persoane absolut, care... Da. Nu există, nu știu, nu cred. Nu vreau să jignesc pe nimeni care sunt în străinătate. Într-adevăr, sunt pentru alții mai greu să-și găsească pasiunea să o combine cu afacerea sau... Dar eu sunt un tip foarte optimist. Și munca, am fost obișnuit. Haideți să revenim la profesorul Clit și la ce spunea cu bătrâna. Da, cu... da. Domnul profesor când a venit deja mi-a spus de un cetățean de origine germană care s-a aruncat în fântână. Deci ceea ce mi-a zis domnul profesor exact ceea ce mi-a povestit și doamna Chiș Constanța, fiica, bătrâna de la care am cumpărat. Bătrâna despre care vorbeai. Da, și s-a aruncat acel german în fântână pentru că era înconjurat de ruși. S-au dat bătălii grele pe drumul ăla unde căsuța în 1944, în al doilea război mondial. Cetățeanul german s-a aruncat în fântână, s-a sinucis practic de teamă. Ăștia din ce am vorbit cu domnul profesor mi-a zis că au tras ăștia, n-au stat să-l scoată acum să le... Au tras cu mitraliera, știu eu, l-au împușcat acolo să fie sigur că au murit. A lăsat în fântână și a văzut de drum. Evident, familia care locuia acolo, doamna de la care am cumpărat, nu știu dacă
era mică sau mai era născută, nu mai știu, dar... Cred că era născut, dacă avea 80 de ani, era ok, era adolescentă. Cam micuț. Cam acolo, da. Era adolescentă. Da, și l-au scos și l-au îngropat în curte. Aveau actele, aveau un buzunar neamț acolo cu actele de identitate și știu asta pentru că mi-a povestit că le pare rău acum pentru că a dat foc la actele alea de teamă. Vă dați seama, dacă îi găseau comuniștii, da, era... făceau închisoare. Da, după asta a făcut o cruce, a pus o cruce acolo dintr-un lemn de esență tare, care mai este și acum. Se mai vede ușor acolo un erou german, probabil au uitat numele sau nici nu au mai apucat la foc să nu mai ia. Da, am văzut că în Beci era, pe lângă gaura de aerisire clasică, erau și o gaură, să presupunem, pentru... Adică mă gândesc că au făcut acel Beci și gândindu-se că se poate ascunde cineva acolo sau chiar a locuit cineva acolo în Beci sau... Da. Nu ți-a spus bătrâna? Bătrâna nu. Nu mi-a zis sau mi-a zis că n-am fost eu atentă. Mi-au zis acum un an... A trecut multe persoane pe acolo, fie cumpărând vin, fie că vor să vadă beciul. Și o persoană în vârstă, ea mi-a explicat, zic, nu știu, gaura asta răsuflătoare, cum se duce în casă. Adică, zic, răsuflătoarea unui beci trebuie să fie afară, aireze, că asta e treaba, să aerisească beciul. Și zice, nu, tinerii aici primeau mâncarea din casă în beci. Primeam cei din Beci, adică cineva a locuit în Beci sau s-a ascuns? Probabil sau... a fost o ascunzătoare acolo, da, da, da. Ideea că... Probabil că a fost casă, mă gândesc că a fost casă evreiască. Da, la un moment dat... S-au gândit că s-ar putea să fie nevoie să locuiască acolo. Da, au venit, da, văzând că au venit. Nu, pentru că Beciu, așa cum l-am văzut și eu și cum se vede în imagine, este mult mai mare, adică nu e un spațiu de depozitat, pare și un spațiu de locuite. Da, nu e chiar un beci pentru și nici, și nici, cum ai spus și tu, nici nu se știe dacă e întreg, adică dacă nu mai există și altceva în spatele acelor ziduri. În urma articolului care l-ați postat dumneavoastră, am fost contactat de un strănepot. Femei care... bătrânei. Rudelor care au construit casa în anul 1870. Și au venit cu mătușă de-a lui, au venit cu domn profesor, am vrut să fie și domn profesor, da, că absorbe foarte multe date într-un timp foarte scurt, mai ales cifre, istoria, toate poveștile. Și vreau să spun că înainte cu o zi de a veni ei, mi-au zis domnul profesor, inclusiv domnul Tălășman, caută, vezi dacă ai ceva documente. Eu mi-aduc aminte când am consolidat casa practic, am dat acoperișul la o parte, am găsit ceva acte, le-am luat, le-am pus într-un geamantan, le-am pus în pod la maică mea. M-am dus în pod la maică mea când le-am desfăcut destule poze, destule tablouri, destule dovezi. Mm-hmm. Dar și ce ți-a spus acel descendent când au venit? Prima oară vroia să-i dau ceea ce le aparține. Da, familiei. Da, am înțeles. S-au uitat, au început să deruleze amintiri și... Mm-hmm. Eu i-am explicat de intrarea din casă, atenție, aici, intrarea din casă în beci, pentru că intrarea principală a beciului e din exterior. Da, da. Iar intrarea din interior, el știa de la bunici de acea intrare cum stăteau pitiți acolo în cazul, mă rog, și nu știa. Nu știa de, de intrarea aia, nu? Nu știa. I-am arătat-o și vă spun drept că le-a dat o lacrimă. Și eu și mătușii se uitau unul la altul. Eu cu domnul profesor chiar ne-am emoționat. Nu, uite, de exemplu, Flav, nu înțeleg. Deci avem un beci clasic cu o intrare de afară, dar există și o intrare ascunsă din interiorul casei, despre care nu se știa. Da, da. Care făcea legătura din casă? Nu știau. Da. Doar din povești. Da. Adică e clar că acel beci a fost știu, construit și folosit și în alte scopuri, nu doar pentru depozitare. Acel beci care, de altfel, așa cum ai spus, este foarte bun pentru vin. Și ți-avea și o șansă. Eu mă gândesc că da, el n-a fost construit în mod special pentru a depozita vinul acolo, dar... Da. Dar a fost interesant pentru că, având această poveste în spate, văd că ai și o marcă, beciul ascuns, și cred că se simte cumva că dincolo de ce înseamnă un vin, adică un lichid obținut din struguri, ai... Asta e intrarea în beci de afară, nu? Sau? Da, de afară. Da, de afară. Și aici... uite, acolo se vede ușa din... Observați. Te referi aici la zona asta, nu? Nu, nu, nu. Acolo. Da. Nu. Aici e ușa.
Aici e ușa, e înainte de a da, descoperi o casă. Cu pozii, da, mai sunt pozii în casă. Ai mers pe acolo și după aia ai găsit-o din casă. Din casă, când am construit casa. Asta e poza făcută înainte de, da. Dacă eu când am vizitat, am venit acolo. Eram cu fratele, am săpat în interiorul casei. După ce am săpat, am dat de o piatră, nu mai știu exact ce era acolo, am dat-o deoparte și am văzut pământul ușor lăsat, ușor afunat. Când am început să săpăm acolo, am văzut că este ușor, am dat de trepte vechi, după care o boltă de cărămidă, cam așa, îngust. Și bolta aia se ducea, zic, unde se duce, zic, s-ar putea să facă legătura cu beciu. Am lovit pietrele alea care erau acolo, am venit pe partea asta, evident, am luat telefonul și am fotografiat. Dacă vă uitați, pe partea dreaptă este dat cu var, da, până prin zona asta, ca și aici, și în partea stângă, să zicem, ca să nu se observe, să fie ceva simetric. Un fel de să mascheze, probabil. Să mascheze, da. Noi nu ne-am dat seama, vă dați. Când se... Și da, mai sunt poze, o să vedeți. Da, foarte interesant. Și chiar când poșește. Le-ai dat lor acele documente pe care le-ai găsit în... Da. Le-ai dat descendenților? Am dat o parte. Am dat o parte, chiar am făcut, am scanat. Am dorit să avem cu ei o colaborare pe viitor, pentru că ei știu foarte, o colaborare la modul să ne ajute să știm mai bine istoria. Ei au mai multe dovezi, ei au legături, chiar jumătate din familie e de origine nemțească. Acolo în 1870 Dumitru Calmuc a fost primul care a pus bazele acestei case, beciul care a fost făcut, apropo, din lutul, pentru că în vârful dealului fiind, lutul nisipos argilos se preta foarte bine cărămizii. Și atunci au făcut un cuptor în curte mare, iar din nisipul ăsta argilos l-au pus în niște matrițe și l-au ars în cuptor. Au făcut beciul și casa tot din cărămidă, ei, în anul respectiv. Și multe astfel de lucruri le aflăm pe parcurs de la strănepotul și mătușa. Unde locuiesc în prezent? La Piatra Neamț, o parte din familie, mai este o doamnă profesoară care e ceva rude, dar e arbor genealogic foarte mare, foarte mare. Și, dar ei au fost chiaburi. Ei au fost chiaburi și au fost chinuiți. Mi-aduc aminte de multe... De la multe persoane ce mi-au zis. Și au fost chiaburi chinuiți, pentru că aveau... Da, chiar chinuiți. Da, probabil la început nu erau chinuiți, după aia s-au chinuit, când au venit comuniștii. Nu, cred că și înainte. Prima, chiar un tablou care l-ați fotografiat și l-ați pus, ăla tablou de acolo s-au sesizat, pentru că e un membru din familie care l-a recunoscut doamna respectivă, doamna. Și zice, acolo e în fața berăriei lor, o berărie cu prima din Huși, cu tehnologii moderne cumpărate de la Berlin. Te referi la acest, cred că la acest amul. Da. Respectiva doamnă 18 copii a avut. Da, și asta e în fața unei sala de dans friță, știu, bunicii mei, știu. Da, e foarte vechi, foarte vechi. Alea-s două butoaie cu beri. Da. Au avut bani, o moară după aia în comuna Pădureni. Satul Cârligați. Da, despre ce familie este vorba? Cum se numește familia? Ceva Herbert, cred. Vezi că era o poză, era o fotografie, cu... de un document, da, acolo scrie. Moisina au greșit numele de la A. Moisina, el a fost Dumitru Calmuc. După Calmuc a avut un frate, Grigori Calmuc. Grigori Calmuc a avut fata Georgeta Calmuc, care a fost căsătorită cu neamțul la Moisinei, Zanet. Domnul Zaneta Moisine a murit pe front în al doilea război mondial, trimitea scrisori. A avut o fată, Constanța, de la care am cumpărat eu casa. Domnul Zanet, din păcate, a decedat. Este soldatul despre care spunea domnul profesor. Sau și de fapt tu spuneai că trimitea constant scrisori de pe front, le-ai și găsit acele scrisori și ulterior cu ultima scrisoare în care nu mai aparținea era trimisă de, știu, de armată, în care se anunța decesul acestuia pe front. Da,
Acele scrisori mai le-ai dat descendentului? Urmează să iau legătura cu ei. Să, să vă, eu aș vrea să păstrez din ele un original, dacă se poate, pentru că aș vrea un mic... O valoare imensă și... Al locului. Da, exact. Adică și... eu înțeleg, fac parte din familie, dar ceva original al locului acolo, plus unelte, sculii vechi am găsit diverse. Vreau să fie și o surpriză asta. Cum vrei, având în vedere că ai această afacere de vinificație încă mică, cum vrei să valorifici toată această poveste, toate aceste documente, unelte vechi, toată istoria? Adică te adresezi și pe zona de turism, te gândești să faci și un turism? Da. Eu sunt legat foarte mult de locul în care m-am născut, de Podgoreahuș. Ulterior, când am ajuns la facultate, mi-am dat seama și potențialul Podgoriei, pentru că Podgoreahuș este... Are un nume de rezonanță la nivel național. Adică... Da. Și un vin bun, dacă nu vine dintr-un teren favorabil, o zonă, Podgorie, un teroarul ăla vorbit și spus în franceză, ăla, exact factorii climatici, tipul solului, tot ecosistemul care are loc în plantația respectivă se regăsește ulterior în calitatea vinului. Nu vorbim că și enologul are partea lui acolo de implicare, dar trebuie să vină din plantație, strugurile cât, sănătos. Din punctul de vedere, cam care sunt proporțiile? Cât e meritul etnologului și cât e meritul enologului și cât e meritul factorilor climatice a solului? Un 60 cu 40%? Nu, sau? Cred că mai mult din partea solului. Mai mult din partea solului, da. Un enolog, dacă se duce într-o zonă mai puțin favorabilă de struguri, nu ajunge la o alcoolemie în care strugurile adună o cantitate de zahăr. Da. Fructoză plus glucoză, aciditatea, la fel. Sunt mai multe în vin, e un univers. Toate aceste lucruri care le regăsim ulterior în paharul cu vin sunt datorate terenului și zonei respective. De-aia un vin o să-l găsim la fel din Podgoreahuș cu Podgorea Târnave sau, știu eu, Cotnari, Murfa Tlară. Poate tu nu-ți răgăți așa, dacă beam mi se par patlata. Da, așa este. Și eu nu am știut. La vinul nu am știut. Bine, nu chiar avut. Toate la fel, că sunt unii seci de miseci, dar dacă iau aceeași, nu știu, tămâiască românească de huși, cum ai tu, și tămâiască românească de cornari, n-au simt nimic. Da, evident, nu vorbim despre mine, pentru că eu sunt profan, n-am nicio treabă cu vinul. Decât cu ăla că îl făcea bunicul și era acru de se ridica căciula pe cap. Și eu beam vinuri de mii dulci, dar nu. Spune-ne puțin, cum ai ajuns să produci, să treci la producția de vin de masă în cantități? Mă gândesc că acum produci mult mai mult față de... Da, acum avem în jur la 60.000 de litri. Ai plecat cu 6.000, spuneai la început. Da. Oarecum. Da. 6.000 vândut la PET. Da. La 60.000. Vândut la sticle cu... La 60.000 de litri, da. Am început acum marca. Să îmbuteliem, pentru că nu am avut echipamentele necesare după ce am accesat. Ai uitat să precizez. Eu știam asta, Flavius, nu știa. Ai uitat să spui că acel proiect, de fapt, l-ați câștigat cu 100.000 de euro. Și aici cu acele fonduri europene și din cauza asta. Aici a ieșit ușor soarele pe strada noastră. Aici am primit o gură de aer destul de... aer și cred că un avans de 10 ani. Nu știu când ajungeam eu să investesc atâta, pentru că nu sunt numai 100.000 de euro. Pe lângă aia, 100.000 de euro am fost ajutați de cumătri, de părinți, de familia, în primul rând. Deci au țărit în ajutor pentru construcția în sine. Au costat foarte mult. O hală, consolidarea. Avem echipamentele, avem anumite condiții din deplinit pentru ANSVSA, odeaua de acolo. Și sunt foarte, foarte multe lucruri care nu le iei în calcul la început. Vorbeam de curent. Curentul încă suntem în stadiu în care nu avem. Lucrăm cu un generator. Generatorul m-a costat imens. Toate utilajele de acolo cu generatura, aveți... cum se cheamă, butoaiele alea, trebuie să menții temperatura acolo, adică nu... Cisterne, da, cisterne de inox cu temperatură controlată în care temperatura este... Trebuie mulțime de curent electric, da. Nu e ca și cum... Că e un generator de mare capacitate. Un televizor și un bec. Da, nu, televizor nici nu avem. Nu mai încapă, nu mai... Și să strică vinul dacă faci televizorul în friză.
Chillerul, da, este un chiller care circulă un agent de răcire glicol prin mantaua bazinelor. Avem pompele de la 380 care lucrăm presa. Presa a costat aproape jumătate din valoarea proiectului. 40.000 de euro o presă. O presă care... Dar ce faci presa aia? Presa ia... Punem struguri. Și tu știai? Nu te-ați ca modern, bănuiesc. Modern. Da. Avem un display în care... Și aveam o bănuială. Setăm strugurii, soiul de struguri, de exemplu, tămâiasa românească. Îi setăm pe tămâiasa românească, presa începe lucrul. Evident, strugurii ajung acolo separați, boabele separate. Asta voiam să întreb, că sunt care spun că, domnule, se folosește ciorchine, alții separă ciorchinii, da, de struguri. Cum e mai... Adică da. e mai ok să mergi doar pe struguri, fără ciorchini, nu? Pentru că am înțeles că are cel... Tanin. Tanin, da, care... Depinde ce vin vrem să scoatem. Depinde okay. La ce vin, cui ne adresăm cu acel vin. Dar nu, în general, fără ciorchini. Un tanin poți să-l iei pentru vinurile roșii din semințe. Semințele lor. Dar un strugur e bine copt. Am văzut la un enolog când ești. Te duci pe zona asta, ești atent la orice detaliu. Și m-am dus cu un strugure la un domn enolog și ia bobița, o sparge, ia semința și începe să o mestece. Și mă zic, da, mai, păi ia și tu și vezi, ia, lua și eu semința. Ok, dar de asta și dumneavoastră spuneați de vin, că nu știți, trebuie să vă explice cineva la vinuri. Și după aia o să înțelegeți vinul, diferența dintre un vin dintr-o podgură și altul. Și mi-a explicat, domnul, dacă simți și vezi culoarea, că e coaptă, eu mă duc în zona asta mea, vă țin mult cu pasiunea de vinuri. Am înțeles. Am văzut că ai obținut niște premii și mă gândeam dacă ești totuși nou pe piață, pentru că nu ești un mare producător, nu te compari cu ăia mari. Cum ai câștigat acele premii? Adică sunt pe bune sau te-ai dus undeva și ți-a dat o diplomă? Nu, Doamne ferește, găsești pinet rezultatele, nu. Păi în toamna anului 2023, asta toamnă, da. Asta toamnă a trecut un domn prin cramă, un domn care lucrează în domeniul ăsta al viticulturii, al enologiei, a vinului și mirosea frumos și zice, măi, ce vinuri vinifici tu aici? Păi tămâia să rămânească, cătească regală. Păi ia vezi care este spre sfârșit așa, pentru că era foarte devreme concursul, prin noiembrie. Eu un vin normal, cam o lună de zile cel puțin până termină fermentarea alcoolică și se maturează, îi trebuie ceva. Nu contează, trimite-l așa, îmi spune. Lasă că o să vezi când e un pic liniștit, o să-l trimiți. Eu am crezut că glumește, o să trimite-o la concurs. Lasă că o să vezi tu unde o să te încadrezi. Sunt multe crame, dar o să vezi și tu punctajul pe unde o să te afli până la urmă. Nu e nimic de pierdut. Exact. Trebuie să intri în lumea asta să vezi tu. Și zic, ok, am trimis proba la, nu știu, 2-3 săptămâni, am primit un telefon. Beciul ascuns, da. Vă informăm că ați primit medalia de aur pentru tămâiasa românească. N-am crezut, sincer, zic, cine o mai fi aflat că am concurat, acum să facă glume cu mine. Și îmi spune, dați-mi, vă rog, adresa, că eu adresa acolo sus, am doar drumul județean, ca punct de reper, beciul ascuns, mi-am pus un panou acolo. Și am dat adresa unde locuim acum, că sus la cramă mai avem de lucrat. Da, am văzut. Și mi-a trimis medalia, felicitări, vă mai așteptăm să participați, am înțeles că sunteți o cramă mică, mi-a încurajat. Frumos. Unde s-a ținut acel concurs? La Focșani. La Focșani. Patria vinului la Focșani. E de borât acolo. Da. 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 Dacă tot suntem în zona de medalii, în astă primăvară, concursul, eu deja... Gândeam la medalia, am luat aur, vai, o să mă mai duc să mai concurez. La Vinariu, un concurs internațional de la București, în 2024, concurs internațional, întreb pe respectivul domn care lucrează la o instituție în acest domeniu, ce ar trebui să fac să pot concura. Și mi-a zis, e 90 de euro proba pentru concurs, intră pe site-ul respectiv și o să ia legătura cu tine. Evident, am făcut acest lucru. Am trimis două vinuri care mi s-a părut și am consultat diversi enologi pentru că mă ajută foarte mult în zona Hușului, unde poți apela și ce enologi avem noi plecați din zona Hușului. Și mai ales că când știu că e un mic producător și acum, fără lipsă de modestie, chiar e singura cramă din Huș. Adică sunt pe multe persoane care vor
să deguste un vin, să vină cu, știu eu, foști profesori sau foști colegi de facultate, de liceu, rude, mă rog, și vor în huș să stea la un pahar de vin. La restaurante, la baruri, trebuie să te duci să vezi acolo de la sursă. Mai ales că absolut, avem o istorie a locului acolo. Eu, pentru mine, vă spun drept, sunt, aș dona locația aia, numai să știu că se face ceva acolo pentru oraș, pentru cetățeni și pentru toți. Te gândești să faci acolo în zona acelei investiții unde ai făcut o acea hală, să faci ceva, te-am mai întrebat, pentru turism, adică să vină turiști, să stea acolo, să servească un par de vin, să, nu știu, de gust. Deci cam când o să fie gata? Sau nu știu, depinde când de câte medalii câștigi și câți bani faci, cât nu ți mai prins. Da, trebuie să amortizezi datoriile, pentru că ajutorul ăsta nu poți să-l iau chiar pentru... Și durează, pentru că eu vreau să fac ceva frumos și implică ceva frumos în care omul să mai revină. Practic, trebuie să prelungesc beciu, să ajung să văd, pentru că la un moment dat beciu a fost, s-a surpat, mi-a povestit un alt membru din familie, se vede cum este un capac pus acolo în fundul beciului, la finalul beciului. Mai avem în dreapta, dacă ați văzut, încă o galerie, da, așa, da, care duce în dreapta, la fel și el a fost surpat. Vreau să fac legătura cu crama de jos, vreau să plantez. Acum sunt în faza de plantare a unor 6 hectare cu viță de, de vin și vreau să intrăm pe partea de afară din beci, de la șosea și să ieșim către plantații în cramă și să vadă plantația. Foarte fain, da. Un tur, un mini tur, să zicem așa. Iar sunt persoane care chiar nu știu nimic. Mă refer mai ales general. Chiar dacă cineva ar vrea să cumpere, de exemplu, cineva care ne vede acum, ar vrea să cumpere vin de la tine, cum te găsește? Aveți website? Caută Beciul Ascuns? Deocamdată suntem pe pagina de Facebook Beciul Ascuns. Uh-huh. Lucrăm acum la un site. Chiar mi-au sărit în ajutor. Mulțumesc foarte multe persoane. Și da, pentru că multe persoane din diverse locuri ale țării doresc vinul la casă, prin curier. Se pare normal. Acum e mult mai comod, mai rapid. Și trebuie să luăm legătura și cu o firmă de curier ca să vedem cum. Suntem la început, adică o sticlă cu vin dacă costă. Deci, deocamdată puteți fi găsiți doar pe Facebook, Beciul Ascuns. Doar pe Facebook, la telefon, numărul meu de telefon care este acolo și... Am înțeles. Îmbuteliați în cantități și mai mari sau doar în aceste sticle de 75? La 0,75, dar nu. Avem la sistem bag-in-box. Okay, pungă specială care vine într-o cutie cu robine din ăla, se păstrează foarte bine. Și mai avem și la peturi, pentru că lumea încă vrea, vor la pet. E mai ieftin. E mai ieftin, costul e un pic mai mic la pungile, la biburile și sticla în sine costă mai mult, e o întreagă... Sunteți solicitați și pentru evenimente, acoperiți și zona aceasta de evenimente, nu știu, nunți, botezuri... Da, am fost recomandat acei 7 ani care am făcut vin, am fost recomandat. Dacă era să fi început acum afacerea de la zero pentru vinuri, mi-ar fi fost foarte greu. Eu am avut vinurile astea făcute, Am făcut vin în beciul respectiv, am stat foarte bine, lumea m-a recomandat un vin foarte bun și am devenit cunoscut. Nu puteam altfel, Cea mai bună reclamă asta este calitate. Recomandarea prietenilor. Să prezentăm puțin și sticlele. Ai spus că zghihara de huș e... Zghihara de Huș este un soi care sunt foarte mândri, e un soi care ne reprezintă, un soi al orașului, un soi care nu găsim în altă plutgorie. Zghihara de Huș. Marca Hușului. Da, e un vin băubil în termeni populari, ușor, de vară. Dacă e să-l asociem cu mâncăruri, să ne ducem în zona asta, eu aș spune, într-adevăr, cu salate, cu carne albă, de pui, știu eu, un pește, e mult mai ok. Dar să vă spun acum cum culminează gustul plin și răcoritor, să ne ducem în zona asta, mai bine vă spun, ați mâncat corcodușe crude, dar nu crude, zona aia prea verde, nici prea coaptă, este vinul. Deci cei care vor achiziționa zghihara de huș să n-aibă așteptări la arome, să dea pe spate sau știu eu ceva dulce, nu, este o zghihară vinificată în sec, ușor băubilă și cu notele alea, gustul ăla acrișor de corcodușe, nici prea coapte, da? Nici prea crude. Ce mai avem aici? Mai avem preferata doamnelor sau
sau chiar și a domnilor care nu prea beau. Am văzut că la anunț sunt foarte, e foarte solicitată busuiaca de băut. Da. Mai ales în, acum e un trend într-un vin sec, vinificat în sec, demisec. Există și busuiacă de bohotin demisec? Da, da. Orice soi de struguri poate fi vinificat. În funcție de cât de perioada de fermentare. Exact. Nu ducem cu fermentarea până la capăt. Am înțeles. Practic un vin demidulce. Nu, pentru că de regulă sunt vinuri care știu că sunt asociate, sunt dulci sau demidulci, cum e busuiaca. Uh-huh. Eu n-am auzut, de exemplu, busuiaca de bohotin sec sau demisec. Sunt. Bine, eu ți-am spus de la început că nu sunt un mare specialist, de fapt nu sunt... Da, într-adevăr, multă lume când vine zghihara iacră, busuiaca e dulce. Exact. Da. Asta e. Cam ăsta e și nivelul. Ăsta e nivelul meu. Astea sunt criteriile de separare. Orice vin poate fi vinificat în sec sau, să zicem, în dulce, depinde de acumularea de zaharului. Aici văd că e o tămâioasă românească. Tămâioasă românească care, da, a luat medalia de aur la concursul de Focșani, da, cu vinarium n-am mai terminat concursul internațional, acolo am avut punctaj medalii de argint la această tămâioasă și la fetească neagră demidulce, o fetească neagră de 16,5 grade alcool cu un rest de zahăr de 22-24 de grame. Asta înseamnă o fetească neagră demidulce ajunsă la maturitate nu deplină, la cules târziu. Deci a fost un CT, vom găsi pe etichetă. Aici avem DOC-CMD. DOC-CMD înseamnă de origine controlată, cules la maturitate deplină, strugurii. Suntem controlați de un EVPV, adică fără hologramă. Scrii și pe bere? Berea poate fi fabricată în orice perioada al anului. Noi cu strugurii. Suntem doar doamna. Da, cam mică paranteză. Având în vedere că câtă muncă este la un vin. Așteptăm un an. Concurs internațional, cred că premiul e destul de... Cam câți producători crame, nu știu cum să le spun, câți au participat la acel concurs internațional? Internațional, cred că pe internet scrie mai mult de 300 de probe au fost în concurs. Dar chiar și la Focșani au fost sute de probe. Da. Da, mai ales la Focșani a fost gratis. Adică ei încurajează Focșani. Deci te-ai dus tu de căsuța aia de la Cușcu. Dar nu mă duceam. Dacă nu venea restul... Nu te sfătuite. Nu mă sfătuia, nu. Nu trebuia mie. Eu, într-un proiect trebuie să respecti niște etape ale proiectului. Eu eram mai mult concentrat acolo. Într-adevăr, am pus și pun foarte mult suflet pentru vinul în sine. Să iasă un vin bun. Mai ales acum când am primit presa respectivă. Utilaj. Eram ca un copil care... Da, ai primit cării noi și știam să le pui în... Ce bucuros am fost. Și a ieșit vinul. Nu se poate un vin foarte bun fără tehnologii moderne. Nu știu. E foarte greu. Poate anumiți ani care să-i prinzi, dar nu poți pune bazele unei afaceri. Da, pentru că controlezi niște factori pe care de altfel, în mod natural, ai nevoie de noroc. E vorba de temperatură, de umiditate, de o mulțime de factori care acum, cu această tehnologie, tu îi poți controla, dar înainte era foarte dificil. Înainte când făcea tata, dar înainte cu acei 7 ani în beci, temperatura chiar a fost constantă. Uh-huh. E o temperatură de 10-12 grade în tot timpul anului. Ideală pentru oameni. Este super. Da, este o temperatură ideală. Spune-mi ceva despre planurile de viitor, adică urmărești să crești producția, să ai utilaje care să-ți permită acest lucru, să-ți mărești capacitatea de producție sau? Niciodată nu va fi de ajuns, dar nu la modul pentru afacere. Eu cu afacerea nu sunt afacerist. Nu. Chiar dacă am plecat pe ideea că vreau să fac o afacere, să știți că am 36 de ani, am o vârstă, dar am trecut prin atâtea lucruri în viață încât... Nu mai vreau muncă din asta. Vreau, dacă se poate, în această afacere să participe mai mulți oameni, noi să creăm ceva mare, ceva cunoscut, ceva din care, vă spun sincer, le-am spus multora, aș vrea o parte din profitul acestei afaceri să o redirecționez persoanelor care au nevoie, persoanelor care sunt nevoiașe, cei care sunt bolnavi, nu amărâți care nu au bani, pentru că eu știu ce înseamnă munca și acum mai ales poți face bani din orice activitate. Și fizică mai ales. Adică nu mai știți prea bine. Acum munca fizică, toți fug de ea. Nu există. Nu. Sunt persoane care au nevoie de medicamente, sunt persoane cu dizabilități, sunt persoane care au probleme de epilepsie, de cancer, știu eu, diferite boli. Și eu, bucuria mea și împlinirea mea e să ajut. Eu primesc o energie pozitivă și o împlinire când
când ajut pe cineva. Pentru că și eu am fost și sunt ajutat și credeți-mă, v-aș dori să aveți acea emoție. Deci vă termină când vedeți că cineva vine să vă ajute. Ai lucrat 8 ani în străinătate, ai venit în țară cu bani. Vreau să întreb dacă România este o țară unde îți poți investi banii câștigați în străinătate și ce mesaj ai putea să le transmiți tinerilor care muncesc azi în străinătate, se uită la tine și se gândește și ei să vină sau să nu revină în România. Este România o țară în care să te întorci și să o iei de la capăt? Că tu practic asta ai făcut, ai luat-o de la zero. Am luat-o de la zero. Pe un alt domeniu cu totul și cu totul. Exact. Un sfat pentru tinerii plecați. În primul rând să nu uite de unde a plecat, de țara noastră. Nu cred că va mai găsi o altă țară ca a noastră, din mai multe puncte de vedere. Politica este una, țara este altceva. Țara este a noastră, politicienii vin, pleacă. Vis-a-vis de afaceri, nu este chiar ușor să-ți găsești exact ceea ce ar trebui să-ți și placă. Pentru că o afacere, dacă privești doar partea financiară, nu știu până unde o să poți să ajungi și eu încă nu sunt în poziția în care să dau sfaturi pentru o afacere. Dar cred că atunci când te implici, îți dorești ceva cu adevărat, se poate. Avea o vorbă bunicul, când vrei ceva, se poate. Da? N-ai cum. Când îți dorești ceva cu adevărat, se poate. Știu cât de greu le este celor din afară, știu și îi văd în perioada acum de august, când vin în țară, îi văd, știu cum pleacă înapoi, pentru că vin și iau vin și pentru plecare. Da? Și îi văd cum pleacă din nou la muncă, le urez succes și îi mai aștept, în țară, nu neapărat la cumpărat vin. Și eu îi încurajez să vină, dacă găsesc o portiță, se implice, să ceară ajutor. Și apropo, vreau să spun că toate autoritățile care mi-au venit, care mi-au dat avize, autorizații, nu e chiar cum spune lumea, vai, te călăresc, vai, o să vină. Sunt înțelegători. N-ai simțit o presiune sau un... Nu, pentru că eu nu am intenția de a, nu știu, ați văzut ceea ce v-am spus, asta vreau să fac. Nu vreau să fur, nu vreau să fac ceva la avinului, nu, vreau să mă duc cât mai sus, fiu cât mai cunoscut. Acea zonă mică, nu la nivel de market, nu vreau acolo. Nu vreau să fiu slugă, să îmi dea un preț de 12-13 lei pe sticlă și să bag mii de sticle, nu. Fac 10.000 de sticle, o calitate la care eu consider că merită preț și nu vreau să ajung din nou sclav. Cam așa văd eu lanțul ăsta de marketing. Cu tinerii, ce să zic, îmi pare rău, dar schimbarea țării, eu așa cred că stă în persoanele care au plecat în afară, persoanele tine, generația noastră, pentru că cei plecați în afară, eu mare parte din educație am avut-o de la părinți, le mulțumesc din suflet, și din afară. Deci în străinătate schimbă mentalități. Schimbă multe, foarte multe. Lumea are timp să stea de vorbă cu tine și să-ți dea sfaturi. Da, deci am rămas așa uimit. Prima palmă, vă zic, am luat-o la modul figurat de la o persoană, mă plimbam, primele săptămâni când am ajuns în Spania, mă plimbam pe străduțe în sat și îmi zice, bună seara, ce faci? De unde ești? Eu abia vorbeam spaniolă, dar zic, se bage în seamă, așa, eu, băi, trici, nu dai tu un bună seara, adică ești totuși la ei, zic, uite lumea, bună seara, m-am simțit. De atunci am început să devin mai comunicativ, mai sociabil. Asta e țara în care e și locul în care am ajuns.